valoric și numeric. Am început pregătirile târziu, neavând banii în buget, nu putem atrage jucători. Și aveți acum jucători noi? Sunt jucători noi, da. Ne trebuie fotbaliști. Și ați mâncat și bătaie la Micalos. Aia, să fim mai sănătoși. Dintre jucătorii care au jucat astăzi, ai spus că vrei să clarifici lotul după meciul ăsta. Care da, rămân, care nu. Bucur și Covaciu m-am decis asupra lui și vă rămân. Cosmin Mihai, la fel. Să vedem, mai sunt câțiva copii, deocamdată nu m-au elucidat. E Cumbleșan, venit e Tiberiu Subțiric, venit. Să vedem. Deci câți jucători noi au venit? Sunt veniți vreo 8 jucători. Din ei 3 cu siguranță vor rămâne. Depinde și de discuții cu conducerea. Când am dat acceptul pe partea sportivă, depinde și de modul în care negociază conducerea. Poate nu se înțeleg. Și în rest, meciuri de pregătire. Ce urmează acum? Mai jucăm la Buzău, cu Metalul Buzău, și jucăm sâmbătă cu Călărașul în funcție de țintași. Ori la ei, ori la noi, ultimul meci.